În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Scoală-te și umblă. Scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi, de la Matei, capitolul 9, versetul 6. Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernici Părinți și iubiți frați și surori. Evanghelia Duminicii de astăzi ne provoacă să gândim la un subiect foarte, foarte important. La filantropia creștină. Pentru că exemplul absolut de filantropie, de bunătate, de dragoste față de ceilalți, ne-l oferă Domnul Iisus Hristos. Domnul Hristos, în Ținutul Gadarenilor, tămăduise doi îndrăciți, îi făcuse sănătoși. Din păcate, locuitorii din același ținut nu s-au bucurat că doi semeni de-ai lor s-au făcut sănătoși, ci se gândeau la porcii care s-au aruncat în mare, la paguba lor. Pe deasupra, ei fiind evrei, nici nu mâncau carne, dar îi comercializau. Nu s-au gândit la doi semeni de-ai lor, ci l-au rugat pe Domnul Hristos să plece de la ei. N-avem cu tine nimic, dar n-avem treabă cu cele religioase, cu cele sfinte. Pleacă de la noi. Făcând o paranteză, am putea întâlni și în vremurile noastre destui de mulți oameni care nu se preocupă de cele religioase și n-au nimic cu noi cei ce ne rugăm. Dar lăsați-ne cu preocupările noastre. Revin. Subiectul pe care îl abordăm este filantropia creștină. Domnul Hristos a plecat de acolo. A plecat în cetatea sa, în Capernaum, și ne spune Sfânta Evanghelie de astăzi că i-au adus un slăbănog care zăcea pe pat. L-au adus patru oameni milostivi, l-au prezentat Domnului și Domnul i-a zis: iertate sunt păcatele tale. În sufletul lor, fariseii ziceau: cum iartă acestea păcatele? Și Domnul, știind ce gândesc, a zis: pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne? A zice: iertate sunt păcatele tale, sau a zice: scoală-te și umblă. Dar ca să știți că putere are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: scoală-te, ia-ți patul și mergi la casa ta. Filantropie creștină. Filantropul absolut, Domnul Iisus Hristos, ne învață să fim iubitori de oameni, să fim filantropi, să fim gata întotdeauna înspre a ajuta. Acum întrebarea se pune: care este izvorul faptelor filantropice? Cine ne dă impulsul ca să facem fapte filantropice? Dragostea creștină. Nu orice dragoste, ci dragostea creștină. Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, în capitolul 15, versetul 12 ne zice așa: aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul precum v-am iubit eu.
Care e măsura iubirii? Măsura iubirii lui Hristos. Vedeți? Domnul Iisus Hristos ne-a iubit atât de mult încât s-a adus jertfă pe cruce pentru noi păcătoși. Aceasta este măsura iubirii creștine. Aceasta este măsura filantropiei creștine. De fapt, Sfânta Scriptură, învățătura aceasta o repetă în prima epistolă a Sfântului Ioan. În capitolul 4, versetele 20 și 21, citim așa. Dacă zice cineva, iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște, mincinos este, pentru că cel ce nu iubește pe fratele său pe care l-a văzut, pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut, nu poate să-l iubească. Și această poruncă avem de la el, cine iubește pe Dumnezeu să iubească și pe fratele său. Acum, Sfântul Apostol Pavel, ucenic fidel al Mântuitorului Iisus Hristos, subliniază trăsăturile pe care dragostea noastră creștină ar trebui să le aibă. În prima epistolă către Corinteni, în capitolul 13, unde este acel imn minunat al dragostei, Sfântul Pavel ne zice, de-aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcut-o mamaramă sunătoare și chimbal răsunător. Și de-aș avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de-aș avea atâta credință încât să mut și munți, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de-aș împărți toată avuția mea și de-aș da trupul meu să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Și acum subliniază trăsăturile dragostei creștine, a filantropiei creștine. Dragostea îndelungrabă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește, dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr, toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă, dragostea nu cade niciodată. Aceasta este dragostea creștină, din care izvoresc actele de filantropie. Și filantropul absolut este Domnul nostru Iisus Hristos. Morala creștină cunoaște 7 fapte ale milei trupești, 7 fapte ale filantropiei creștine. Și vi le citesc. Ele sunt: ai hrăni pe cei flămânzi, ai adăpa pe cei însetați, ai îmbrăca pe cei goi, ai primi pe cei străini, ai cerceta pe cei bolnavi, ai vizita pe cei închiși și ai îngropa pe cei morți. Acestea sunt cele 7 fapte ale milei trupești, cu ajutorul cărora ne punem în practică filantropia, dacă vrem să limităm pe Domnul nostru Iisus Hristos, care este filantropul absolut. Acum, în lecturile duhovnicești pe care le facem, găsim multe exemple de filantropie creștină. Pentru că Mântuitorul este categoric, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va moșteni împărăția cerurilor, ci cel ce face faptele pe care le învață Tatăl meu. Deci găsim multe exemple de filantropie creștină în cărțile noastre duhovnicești,
Da, astăzi subliniez doar un exemplu dintre ele. O carte la îndemâna tuturor este Patericul. Li se pare unora că ar fi o carte numai pentru călugări. Nu e adevărat. Patericul este pentru noi, pentru toți creștinii. Și la un moment dat acolo găsim următoarea relatare. Părintele stareț a unei mănăstiri se ruga mereu lui Dumnezeu: Doamne, atunci când vom trece la Tine, fă ca ucenicii mei să meargă în rai împreună cu mine. Se ruga mereu. A venit o sărbătoare când era hram la mănăstirea din vecinătate. Au fost invitați acolo la hram și părintele și ucenicii lui. Din pronie dumnezeiască, părintele le-a zis ucenicilor: mergeți în tetinel înainte, că vin și eu, vin și eu. S-au dus ucenicii și au găsit în drum, pe cale, un bolnav, zăcând rău. S-au apropiat de el și l-au întrebat: ce-i? Sunt bolnav, nu mă pot duce. Tare rău ne pare. Noi ne grăbim să mergem la hramul mănăstirii din vecinătate și n-avem căruță, n-avem cal, n-avem unde să te ducem. Ne vom ruga pentru tine. Încet, încet a venit și bătrânul. L-a găsit acolo în cale și i-a zis: n-au trecut pe lângă dumneata niște călugări tineri? Ba, au trecut, dar erau grăbiți să meargă la hram și n-aveau în ce să mă pun. Pot să merg? Nu pot. Lângă drum era un bolovan. Auzi, stai că te pun pe acel bolovan, mă voi apleca apoi și te voi lua în spate și cu ajutorul lui Dumnezeu vom merge. Așa a și făcut. L-a pus pe bolovan, l-a luat în spate și bietul bătrân încet, încet mergea pe cale înspre hram. Dar pe măsură ce mergea, sarcina se ușura. Și la un moment dat a dispărut și a auzit glas: bătrânule, te-ai rugat mereu pentru ucenicii tăi să ajungă cu tine în rai, dar măsura lor nu-i ca măsura ta, nu-i? Eu sunt dreptul judecător, așa că filantropia creștină, dragostea creștină, se măsoară în fapte, nu în intenții. Trebuie să iubim concret, nu declarativ. De aceea Sfântul Pavel a enumerat trăsăturile pe care le are dragostea creștină, filantropia creștină, atunci când e pusă în lucrare. Am zis că mai sunt multe alte lecturi care pot întări în noi dorința de a face filantropie, de a ajuta, de a milui, de a mângâia. Întotdeauna, dar în mod special, chiar și în vremurile noastre, când sunt atâtea probleme, atâtea necazuri, atâția oameni încercați, doar să vrem, că la tot pasul este ocazie să facem filantropie creștină. Și am zis că filantropia aceasta creștină, cum ne învață Mântuitorul Iisus Hristos, are repercusiuni veșnice. În Evanghelia după Matei, în capitolul 25, Mântuitorul și enumeră cele 7 fapte ale milei trupești. Zice Mântuitorul: când va veni vremea, morții vor învia, îi voi împărți în două, unii de-a dreapta, alții de-a stânga, și celor de-a dreapta le voi zice: veniți binecuvântați Tatălui meu, căci flămând am fost și mi-am dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat,
în temniță am fost și ați venit la mine. Doamne, când? Când te-am văzut? Așa. Ori de câte ori l-ați văzut pe cel mai neînsemnat frate al meu, pe cel mai neînsemnat om și l-ați ajutat, pe mine m-ați ajutat. Așa că e mare filantropia creștină. Și eu am o slăbiciune, poate și unii dintre dumneavoastră, față de un minunat poet al județului nostru, care a trecut la Domnul nu foarte de mult și îngropat la Nicolae, e vorba de Ioan Alexandru. El a scris o poezioară intitulată Epitaf. Și cu aceasta voi și încheia predica mea despre filantropie. În poezioara intitulată Epitaf, știți ce este epitaful? Este inscripția de pe un mormânt. În poezioara lui Epitaf, zice așa Ioan Alexandru, pentru că s-a uitat cu milă la un căluț snopit în bătăi, pentru că unei bătrâne ce se aruncase în lac fugind de la azil, i-a întins un cuvânt de salvare, pentru că în sanctuarul inimii sale l-a iertat pe cel mai apri vrăjmar. Pentru toate acestea și mult mai mari decât acestea pe care nimeni nu le-a știut, pentru că le făptuise la nevedere, el n-a murit, ci numai doarme până la înviere. Aceasta e filantropia creștină. Filantropul absolut este Domnul Iisus Hristos. În Evanghelia de astăzi îl vedem cum îl tămăduiește pe slăbănocul, pe care tot din motive filantropice patru prieteni îl aduc la Domnul Iisus Hristos, care îi zice: ia-ți patul tău și umblă. Și ne zice și nouă, îndemnându-ne să-i urmăm exemplu, ne zice și nouă: fiți sănătoși. Fiți ajutați în toate necazurile voastre, ca și voi, la rândul vă, să-i ajutați pe cei necăjiți. Amin.